timpul zboară atât de repede. Trebuie să prețuim fiecare moment. Privește viața ca pe o bucată muzicală. Fiecare eveniment e o notă, iar amintirea lui, rezonanța acelei note. Pe cine iubești? Eu îl iubesc pe Ștefan. Te iubești pe tine? Asta înseamnă că mă iubești doar pe mine? O amintire, oricât de dureroasă ar fi, îți vei pierde tot echilibrul. Un eveniment cultural de mare amploare a dus la Slobozia proiecția celui mai apreciat film românesc al momentului, Octav, în regia lui Serge Celebidache, și odată cu acesta oportunitatea întâlnirii publicului din municipiu cu cel mai bine cotat actor român la Hollywood, Marcel Iureș. Eu cred că oricare din orice om se regăsește într-o poveste din asta, pentru că despre asta e vorba la urmă urmei. Încercăm să ajungem în viitor, rostogolindu-ne în trecut. E o mișcare a oricărui om. Filmul spune povestea lui Octav, Marcel Iureș, un bărbat în vârstă care se reîntoarce la conacul copilăriei sale aflat undeva în zona rurală a României cu dorința de a-l vinde. Ajuns aici după o absență de zeci de ani, o fetiță ce-i pare cunoscută îl poartă într-o călătorie minunată în timp, înapoi la anii copilăriei sale pentru a-l ajuta să-și redescopere bucuria de a trăi. Ceea ce este demn de remarcat este că pelicula a fost selecționată în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Film de la Montreal din Canada din acest an. Pentru cinefilii din Slobozia, care au venit în număr mare la Casa de Cultură Municipală, vizionarea proiecției de gală acestui film a conferit nu doar șansa unei întâlniri live cu actorul Marcel Iureș, ci și plăcerea de a viziona un film românesc de excepție. Sigur, seamănă și cu viața mea, normal, cu o parte din viața mea până acum și... Să vedem, e ceva frumos în povestea scrisă de Serge, s-ar putea să trăiesc și eu. Filmul care s-a proiectat este cu totul extraordinar. Merită revăzut, deoarece are mai multe planuri de comunicare. Copiii joacă cu totul excepțional, ca să nu mai spunem expresivitatea figurii marelui actor și tăcerile sale, care sunt atât de grăitoare în acest film. Bravo regizorului care a reușit din tăceri să fie atât de expresiv. Primarul municipiului Slobozia a oferit marelui actor Marcel Iureș și regizorului diplome de excelență. Mulțumesc domnului Marcel Iureș, domnului regizor, domnului Didache, pentru onoarea pe care ne-a făcut-o de a nu ocoli orașul Slobozia în pericul pe care dânsii îl au în promovarea acestui film. Acest film a mai fost la noi, a fost sală plină la mai multe proiecții. Sunt sigur că dintre dumneavoastră sunteți care ați venit să revedeți acest film. Cred că este actorul de cea mai mare avergură care ne-a vizitat municipiul. Cred că este chiar o zi istorică pentru municipiul nostru și cu siguranță fiecare dintre noi am simțit un sentiment de mare mândrie când în filme de la Hollywood, mare actor, mă refer la Războiul lui Tom Hardy cu Bruce Willis, spuneam de fiecare dată, băi, avem și un român acolo. Cred că se va continua această tradiție și vom apuca în următorii ani să mai vedem pe marile ecrane de la Hollywood actorul. De asemenea, domnului regizor, la fel îi adresez mulțumiri în numele comunității noastre locale
Și avem și două diplome de excelență pentru dânsii, care acolo în Hall of Fame-ul dânșilor să-și aducă aminte că au vizitat Slobozia. Încă o dată vă mulțumim foarte mult! La finalul proiecției, Marcel Iureș a fost asaltat de iubitorii de film din Slobozia pentru o sesiune de autografe și, bineînțeles, fotografii pentru a imortaliza o seară memorabilă.